seara vin anunțuri surprinzătoare de la guvernul demis, interimar și propus, pentru că da, vorbim despre o formulă 3 într-unul. Astăzi, premierul Ludovic Orban a vorbit despre posibilitatea ca alocațiile pentru copii să fie înlocuite de niște vouchere. Mai mult decât atât, ministrul de finanțe, după ce ne-a spus timp de multe, multe luni de zile că nu sunt bani pentru pensii, de fapt, a anunțat că e posibil ca pensiile să se majoreze înainte de 1 septembrie. Vedem declarația și o să vă spun imediat ce capcană se ascunde în spatele ei. Haideți să vedem. Că pensiile ați fi preferat să fie majorate de la 1 ianuarie, vă mențineți această opinie? Adică veți transmite în partid ca aceste pensii să poată fi majorate înainte de 1 septembrie? Că asta dați de înțeles. Este o opinie personală și acest lucru, m-am întâlnit cu foarte mulți pensionari care cred că noi am vrut să nu plătim pensiile la 1 ianuarie. Acest lucru trebuie clarificat. Pensiile trebuiau, banii sunt în buget, trebuie să clarificăm de ce s-au dus această creștere în septembrie. Părerea mea personală este că trebuiau crescute de la 1 ianuarie pensiile, ca să nu există niciun fel de discuție. La audieri, ministrul de finanțe Florin Câțu s-a contrat cu Marius Budăi pe tema pensiilor. Întrebarea nu este a mea, a lui Marius Budăi. Întrebarea este a celor 5 milioane de seniori ai acestei țări. Dacă domnul ministru evită să răspundă, nu-i răspunde, nu evită să răspundă lui Marius Budăi. Evită să răspundă acelor bunici pe care i-a luat la mișto, spunând că bunicii lui Dumnezeu să ierte, nu iau cerul bani. Ar trebui să respectăm legislația în vigoare. În acest moment, banii sunt în buget. Așa cum am crescut salariile de la 1 ianuarie și am pus banii în buget, de respectat legislația, așa a făcut și pentru ministru. Ministrul propus la finanțe a vorbit și despre dublarea alocațiilor. Referitor la alocații de copii. Acum, știți foarte bine, noi suntem aici la Comisia Buget Finanțe. Și știți foarte bine că nu aveam cum până la rectificare să aloc bani pentru aceste alocații. Și de aceea a fost luată decizia de a fi prorogat până în 1 august. Acum știți foarte bine că în Parlament, atât legea pensiilor, dar și legea alocațiilor, au fost votate fără sursă de venit. În timpul audierilor, Florin Câțu a făcut și o declarație șocantă. A spus că uneori a aprobat amendamente USR, deși nu erau în interesul românilor. Este nedrept să spuneți că la buget nu au fost aprobate amendamentele dumneavoastră, pentru că dumneavoastră este un năsui cu care am colaborat foarte aproape la buget și la amendamente și știm foarte bine că amendamentele USR, mare parte au fost aprobate. Chiar dacă unele dintre ele nu au fost, să știți că unele dintre ele nu au fost în interesul cetățenilor, dar am aprobat. Florin Câțu a primit aviz negativ în Parlament, la fel ca la audierile de anul trecut pentru învestirea guvernului Orban. Avizul aleșilor este unul consultativ. Bun, dacă domnul ministru de finanțe vorbea despre faptul că ar trebui majorate mai devreme pensiile, trebuie să vă spun că o variantă luată în calcul de către guvernanți este creșterea pensiilor nu cu 40%, ci cu un procent cuprins între 16% și maximorum 20%. Discutăm împreună cu invitații din această seară, domnul Dan Vâlceanu, deputat PNL, domnul ministru Mihai Fifor, senator PSD, domnul profesor Marius Pielanu, sociolog, domnul Laszlo Otilo, senator UDMR, domnul Cătălin Pop, jurnalist, analist politic. Mulțumesc domnilor că sunteți aici. Bineînțeles că domnule Vâlceanu, cu dumneavoastră încep discuția. Ce să fie, că ne-a luat pe toți prin surprindere domnul Câțu, odată ce s-a năpustit așa să ne spună trebuie majorate mai devreme. După ce am ascultat cu toții, repet, cred că nu e nimeni în România asta să nu fi auzit de la premier și de la ministru, cum că nu sunt bani, chiar dacă e de bugetat, chiar dacă ei sunt bugetați anul ăsta, pe fond nu avem bani. Nu, tot timpul premierul a spus că anul ăsta sunt bani în buget. Problema este ce se va întâmpla de la anul încolo, dacă și cum va evolua economia. Pentru că asta e de fapt, ăsta e de fapt secretul, da? Ce se va întâmpla de la anul. Dar dincolo de asta, să știți că Florin Câțu a spus un lucru foarte, foarte corect. Dacă vă aduceți aminte, chiar în campanie electorală eram acuzați că ăștia vin să tăie pensii și salarii. Sau nu mai majorează salarii, sau nu știu ce mai făceam noi. E, toate majorările prevăzute de la 1 ianuarie s-au operat și acum sunt oamenii își primesc banii. Dacă și pensiile aveam lege să crească de la 1 ianuarie, acum pensionarii își primeau banii și nu mai vorbeam despre faptul că, uite, vrea PNL să facă anticipate că nu vrea să plătească pensiile. Asta este o
un exercițiu de retorică pe care PSD îl face și e o chestiune să nu ne pripim foarte tare și să nu ne încurcăm în vorbe. Păi nu, sunt bani pentru creșterea mai devreme a pensiilor, așa cum spunea Florin Cîțu. Păi banii sunt în buget, că îi dai de la 1 ianuarie, că îi dai de la 1 septembrie, banii sunt acolo. Sunt aceiași bani, adică de la 1 ianuarie. Adică majorarea la 1775? Cea de la 1 septembrie. Nu, mai puțin. Poți să majorezi, de exemplu, de la 1 ianuarie punctul de pensie, da? Astfel încât, în buget, să te încadrezi în aceeași sumă. Da? Adică, în loc să dai oamenilor banii de la 1 septembrie, puteai să-i dai, să începi să-i dai de la 1 ianuarie. Păi și de ce n-a făcut un gest de pentru asta că am avut lege în vigoare care spune 1 septembrie. Auziți, nu va opri nimeni să dați N ordonanțe, parcă 24 într-o seară. Putea să veniți dacă să faceți ce vreți. Eu vă aduc aminte că ordonanțele respective chiar au fost ordonanțe de urgență și vă aduc aminte, de exemplu, că la ajutorul de salvare pentru CEO, pentru Complexul Energetic Oltenia și Tarom, se punea problema de a mai rezista companiile astea câteva săptămâni sau câteva luni. Avem această discuție în permanență și ne abatem întotdeauna, mutăm discuția în alte zone și nu reușim cu niciun chip să lămurim măcar acest lucru. Puteți confirma această informație conform cărea în guvern se discută despre varianta creșterii pensiilor înainte de 1 septembrie, dar cu un procent mult mai mic de 40%? Deci, noi puteam, banii sunt în buget. Banii pentru creșterea pensiilor de la 1 septembrie sunt în buget. Cu suma prevăzută de lege. Cu suma prevăzută de lege. Cu 40%, exact. Da? Exact. Dar dacă încep să-i dai suma asta, o întins pe tot anul, puteam să dăm pensionarilor o creștere de pensie mai repede, da, de la 1 ianuarie, încadrându-ne în aceea sumă prevăzută în buget. Dar mult mai mică. Nu mult mai mică, aceea sumă pe tot anul, dai aceea sumă. Numai că nu îl pui pe pensionar să aștepte până în septembrie, îi dai mai repede. Adică voiați să ne dați majorarea asta. Eu vorbesc de suma din buget. Da? Deci să ne faceți să credem că chiar spuneți adevărul sau aveți o părere? Eu nu înțeleg. Ce anume? Asta spuneți așa. Dacă eu îți dau ție din septembrie 2 lei pe lună, da? Septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, așa, asta înseamnă... poți să-ți dau 2 lei pe lună de la 1 ianuarie. Nu spun asta. Păi asta vreau să vă spun, că asta încercați să ne spuneți și noi nu înțelegem. Nu spun asta, repet. Deci ne dați suma de fapt 20 de bani. Nu, de la 1 ianuarie. Nu vă dau 20. Haideți să facem altfel. Nu vă dă nimic de pe 4 luni, pe 4 luni, de exemplu, înțelegi. Pot să dau câte 2 lei pe lună, adică 8 lei. Pe aceeași 8 lei pot să-i dau... 70 de bani pe lună, da? Nu, aceeași 8 lei pot să-i dau pe 8 luni. Împărțit la 8 luni, da? Adică 1 leu pe lună timp de 8 luni. Și nu 2 lei pe lună. Bun, și din anul, am înțeles, să fie practic, nu știu, aceeași la finalul anului, la finalul anului omul ia aceeași, am înțeles, exact. Ziceți, la finalul anului omul ia aceeași. Exact. Da, asta înseamnă să modificați legea, nu? Asta înseamnă să fie o altă lege, da, și să pot să... Nu, acum ce se întâmplă? De la 1 septembrie, ce se întâmplă? Păi de la 1 septembrie avem banii prevăzuți pentru creșterea pensiilor de la 1 septembrie. La 1775, corect? Nu? Adică așa cum prevede legea. Majorarea punctului de pensie, banii ăia sunt în buget. Aveți banii ăștia în buget, da, la momentul ăsta. Și tot timpul s-a pus problema, atenție, niciodată, dar niciodată nu s-a pus problema că nu poți sau că nu vom plăti pensiile astea majorate în 2020. Tot timpul s-a pus problema, domnule, ce o să facem din 2021 cu plata pensiilor, unde impactul bugetar e 58 de miliarde în 2021. Domnule, dar nu înțeleg, atunci iertați-mă. Dacă știți că nu sunt bani în 2021, de ce Dumnezeu insistați cu chestiunea asta? Adică astăzi, în loc domnul Cîțu să vină să spună ce ați spus dumneavoastră, în 2021, stimați cetățeni, nu vor fi bani. Dumneavoastră veniți în schimb cu varianta, mă rog, domnul Cîțu, v-am putea mări fiecare lună cu 20%, cu 25% și în 2021 facem același lucru, că v-am obișnuit să primiți acești bani un an întreg. Doamna Ruse, haideți să vă spun următorul lucru și eu nu sunt, și nici nu cer să fiu politruc cu bătrânii care se uită la noi. PSD a majorat pensiile în primul an cu 100 de lei și în al doilea an cu 165 de lei. Să știți că o majorare de punct de pensie cu 100 de lei poate face orice guvern. Nu. Hai să o discutăm. Dar eu aș vrea să văd, PSD-ul cum majorează și el pensiile Partidul cu 550 de lei. Domnule deputat, prin programul de guvernare, Partidul Social Democrat s-a angajat ca până la finele mandatului respectiv 2020 să dubleze pensia. Asta am spus cât se poate declar. Ceea ce cu majorarea de la 1 septembrie la 1775 s-ar fi realizat, domnule deputat. În 2018, de la 1000 la 1100 în iulie și tot în iulie 2019, de la 1100 la 1265, adică în afară de faptul că doriți anticipatele pentru a nu majora aceste pensii, pentru că numai Dumnezeu știe ce e în bugetul ăla. Dacă exista o majorare de pensie cu 200 de lei
al punctului de pensie din septembrie, nu mai puneți întrebarea. Știți care asta e problema? Dar știți tot... și dumneavoastră ce ați făcut acolo? Știți care e problema? Tot ce am spus că vom face prin programul de guvernare s-a realizat la virgulă. A, okay. Ca să ne înțelegem, toate majorele. În septembrie, pentru următorul în guvern, septembrie, toate majorele 1 astea. Septembrie, nu că nu era vorba de viitorul guvern. În plus, în septembrie, în plus dovada, anul acesta, domnule deputat, că banii sunt în buget. Dovada o aveți numai dumneavoastră, pentru că ați fugit de... Salariilor, nu, dovada da? O aveți numai dumneavoastră, pentru că n-ați prezentat bugetul în Parlament pentru dezbatere, cum era normal și constituțional să faceți. Are legătură, pentru că în felul acesta vedeau și ceilalți colegi parlamentari că banii aceștia există, vedeau și pensionarii și erau liniștiți că banii există în buget și că pensia se va majora. Deocamdată noi știm un lucru. Ați înțeles care este situația cu pensiile? Eu nu știu dacă au crescut veniturile la buget ca să permită o astfel de modificare. Și aș fi bucuros. În ianuarie, să știți că avem o creștere a veniturilor cu 300 de milioane deci față de țintă. Domnul deputat. Nu față de anul trecut. De lei? La sănătate este un deficit mai mic. 1,7 miliarde deci față de anul trecut. Bugetul sănătății este cu 22% mai mic decât anul trecut. Nu e adevărat. Nici la casă, nici la minister. Deci, haideți să... Domnul Câțu la audiere a vorbit de amendamente. Au fost făcute 3 amendamente de mine. Este o lipsă de 500 de milioane de lei la programele prioritare finanțate de Ministerul Sănătății, pentru că s-a luat în calcul doar suma execuției bugetare pe anul trecut. Contractul cadru a fost semnat cu data de 1 iulie. Există un deficit de 500 de milioane de lei pentru creșterile salariale din subordinea directă a Ministerului Sănătății. Și mai este un deficit la concediile medicale de 3,65 de miliarde de lei. Într-adevăr, a trebuit să învăț foarte multe în ultimele 3 luni. Am învățat, de exemplu, că o rectificare bugetară pozitivă la sănătate înseamnă un plus de 26 și un minus de 400 de milioane de lei. Oricum am adunat cifrele, mie nu mi-au ieșit rectificări pozitive în 2019. Motiv pentru care atunci când faci o astfel de propunere, poți mobiliza niște sume care le ai în prevederile bugetare, le muți de la o lună la alta, dacă ți-au rămas bani neutilizați prin rectificare sau prin modificarea legislației, ceea ce la ora actuală nu se poate face pentru că nu se pot da ordonanțe de urgență. Motiv pentru care cred că ar fi mai interesant, nu m-aș fi așteptat să spun altceva domnul Câțu la audier, pentru că dumneavoastră doriți să avem anticipate. Și foarte probabil insistența pentru care utilizați sau vreți acest lucru este că probabil că sunt ceva semnale că nu se știe ce va fi din iulie-august încolo. Vă spun ceea ce informațiile care au ajuns la mine. E foarte greu de evaluat care sunt consecințele problemelor din China asupra economiei noastre. În această clipă avem semnale că fabricile încă n-au început să lucreze, consumabilele din sistemul sanitar vor suferi niște întârzieri la livrări, iar acele instituții publice care au încercat să țină licitații de curând sau și-au făcut anunțul de intenție de a face aprovizionarea, au fost atenționați că foarte probabil o să întârzie livrările. Foarte probabil și în celelalte domenii ale economiei vor fi cam aceleași repercursiuni. Motiv pentru care încercați să evitați această situație, să gestionați această problemă în a doua parte a anului, pentru că vor exista nu numai în sănătate, în toate domeniile. Și atunci, cred că va trebui să discutăm foarte cinstit și onest cum stăm și care sunt problemele de rezolvat. Așa e așa de simplu. Inclusiv medicale, problema pensiilor și ce se poate și referi la concedii medicale pe anul 2019, nu pe anul 2020. Pentru 2019, rectificarea din noiembrie și vă vorbesc despre bugetul sănătății pe 2020. Rectificarea din noiembrie a cuprins exact sume prin care am plătit concedii medicale restante. Acum, la momentul la care vorbim, nu mai e suma aia la concedii medicale restante. Bun, au fost plătite. Profesorul Tiranu, e destul de clar că în guvernul ăsta e într-o situație extrem de delicată în ceea ce privește mărirea pensiilor, în ceea ce privește dublarea alocațiilor. Încerc să-mi dau seama dacă există vreo variantă în care ar putea comunica
adevărul, că adevărul pare destul de clar pentru noi toți, că nu există banii ăștia, fără să aibă de suferit electoral. Nu pot comunica adevărul pentru că au de suferit, ce să vezi, electoral. Acum, eu cred că guvernele PSD precedente care au luat decizia de a mări semnificativ sumele alocate pensiilor și copiilor, creșterii copiilor, au avut în vedere și identificarea corectă a bugetului necesar. Nu cred că este cineva inconștient gândindu-se că ar putea să plece de la guvernare să propună o creștere de 40% de pildă a pensiilor începând cu luna septembrie, dacă nu ar avea și resursa necesară. Pe de altă parte, știm cu toții un singur lucru fără a fi economici neapărat. Ca cetățeni și ca privitori ai vieții politice din România, nu cred că guvernul Orban sau altul își va permite să nu dea populațiile aceste măriri. Nu cred. Adică vor face pe dracu un patru, iertați-mi expresia mai puțin politologică, ca să asigure resursa necesară. De din punctul ăsta de vedere, sunt optimist pentru pensionarii din România, că vor primi o pensie mare. Dacă alegerile sunt în iunie și mărirea în septembrie, se va face oricum? Eu cred că o vor face. Fiindcă intră într-un tunel descendent înfiorător. Nimeni încă în România, cu excepția guvernului Boc, dar nu toată perioada, ci o perioadă scurtă a lui, nu și-a permis să atace frontal pensionarii, adică să nu le permite să trăiască mai bine, de exemplu. Eu sunt destul de pesimist, destul de optimist în privința asta. Trebuie să fii nebun ca partid să nu oferi oamenilor mai mulți bani. Pe pensia minimă, domnule profesor, au atacat-o fără niciun fel de rezervă. E adevărat, însă... Și e vorba de un milion de oameni. Dincolo de luptele politice, și PSD-ul, dacă venea de pildă acum la guvernare și ar fi trebuit să satisfacă o promisiune a PNL-ului, habar n-am, tot așa foarte, foarte ridicată și ambițioasă, ar fi făcut tot posibilul să o satisfacă. Știți care e diferența între PSD și PNL? Diferența între PSD și PNL este aceea. De cele mai multe ori PSD-ul face ceea ce spune. De cele mai multe ori PSD-ul face și mai e o diferență. PSD-ul a respectat întotdeauna Constituția. PSD-ul n-ar fi îndrăznit niciodată să se prezinte în fața electoratului, în fața cetățenilor României, cu un prim-ministru demis pentru a-l aduce din nou în fața Parlamentului României, forțând un vot de neinvestitură. Niciodată în istoria post-decembristă așa ceva nu s-a mai întâmplat. Cum să vă zic, nici PSD nu e tocmai un exemplu, că ne amintim cu toții cum a fost cu guvernele Grindanu și Tudose. Nu, dar Partidul Social Democrat este un exemplu prin faptul că a respectat ceea ce a promis electoratului său în 2016. Despre asta vorbeam ceva mai devreme, atunci când am spus că s-a respectat programul de guvernare în tocmai. Cel puțin în ce... Și nu am îndrăznit să avem un deficit atât de mare cum are în momentul de față guvernarea Orban. Despre asta discutăm și sunt lucruri care s-au discutat. S-a mai întâmplat ceva, Cătălin? Știi ce n-am înțeles eu? Că am citit și eu ce a spus domnul Câțu. N-ați prins acolo fragmentul în care spunea că dacă era după dânsul personal, dar n-a fost după dânsul personal, ministrul Muncii este cel care are cuvântul de spus. Adică a aruncat toată vina asta în spinarea unei colege de partid. Mi se pare super decent. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Eu vreau să nu ne mai referim la... Că dacă ar fost după dânsul personal, ar fi dat de la 1 ianuarie. Și să știți că... Doamna Alexandru ar fi dat de la 1 ianuarie oricine. Problema este următoarea. Avea o lege pe care trebuie să o respecti. Eu vreau să vă întreb altceva. Vreau să întreb altceva, Cătălin. Astăzi l-am văzut tot la audieri pe deputatul USR Claudiu Năsui, care îl critica pe ministru Câțu, spunându-i că n-a făcut chiar toate lucrurile pe care le-a promis. Vorbea tocmai de deficitul ăsta mare și spunea că va avea o consecință și asupra inflației și asupra cursului de schimb și că o să ajungem să sărăcim cu toții. Și-l citesc pe domnul Năsui aici. Faimosul lăsați că nu o să fie criză, că intră în cursul de schimb, înseamnă că o să sărăcim cu toții, înseamnă că vom avea euro la 8 lei. Ce spune domnul Năsui, cred că este aproape 99% citat din ce spunea domnul Câțu anul trecut. Dacă o să căutăm pe Google, o să găsim aceleași declarații făcute domnul Câțu anul trecut, în care ne spunea cum PSD duce țara de râpă, în gard, cursul o să explodeze.
Deci domnul Năstui cred că a citat dintr-un clasic în viață. Hai să vedem, zic mai bine să vedeți declarația făcută de către domnul Năstui, pentru că, repet, este o declarație făcută de un parlamentar al României, era în timpul audierilor ministrului de finanțe și atenție mare la ce spune despre cursul euro-leu. Hai să vedem. Domnule ministru, încă este ministru, eu am fost un admirator al dumneavoastră și un susținător al unor politici de la dumneavoastră, nu la toate. Și mie mi se pare că odată ce ați fost în postura de ministru, nu ați mai făcut lucrurile pe care le spuneați înainte că le veți face când veți ajunge acolo și lucruri care m-au entuziasmat inclusiv pe mine. Și cel mai grav lucru care s-a întâmplat este această creștere foarte mare a deficitului. Și știu că este moartea pasiunii să vorbești despre deficit, dar acesta este locul în care trebuie să vorbim despre el. Și acest deficit va avea consecințe, după cum foarte bine știți și dumneavoastră, foarte mari asupra României și asupra inflației și asupra cursului de schimb. Faimosul, lăsați că nu o să fie criză, că intră în cursul de schimb, înseamnă că sărăcim cu toți. Înseamnă că o să avem euro la 8 lei. Înseamnă că cu toții vom fi mai săraci. Nimic nu o să fie gratuit din ce s-a făcut în ultimii ani. Și eu permit să spun că aveți și dumneavoastră partea noastră de vină. Bun, aici, mă rog la Dumnezeu să fie o exagerare totuși, un euro de 8 lei te ia cu frison. Un parlamentar al României să spună o să ajungă euro la 8 lei nu este o dovadă de prea multă responsabilitate. Pe de altă parte, domnul Năsui este unul dintre oamenii care se pricep la economie și l-am urmărit de-a lungul timpului și chiar o persoană serioasă. Nu, dar ce te faci când domnul Câțu mai devreme spunea unui coleg de la USR... Las că am aprobat amendamentele, nu erau interesul românilor. Dar chiar aceluiași domn, să nu uităm, adică, partenerul de buget. Domnul Cuțu, mi se pare o bombă atomică, trebuie să comunice foarte mult că este beton, vă face numai prieten, să știți. Apropo de ce spunea domnul Năsui. Domnul Năsui, înțeleg că și USR-ul sunt așa un fel de opoziție sau nedefinită. Într-o poziție nedefinită, să spunem. Domnule, nu e opoziție, zău că nu e prea frumos. Domnul Vulceanu, cum să vă lepădați de partenerii dumneavoastră? Ce să spuneți asta? Pentru că avem și noi un protocol cu USR-ul și... Păi și dumneavoastră le-ați dat peste ochi cu protocolul. Și am lucrat împreună la buget, de exemplu. Adică USR joacă a două capete, joacă dublu? Nu știu, asta vă pot explica de ce fac lucrurile astea. Nu le explic eu că nu știu ce au în minte. Dar ceea ce vreau să vă spun este altceva. Domnul Năsui vorbește despre un deficit anul trecut. Păi ar trebui să vină domnul Năsui să ne spună ce nu trebuie să plătim. Rambursări de TVA, concedii medicale, facturile de la PNDL și așa mai departe. Ce nu trebuie să plătim? Pentru că toate aceste cheltuieli erau cheltuieli exigibile, da, și obligația statului român să le plătească către companii și cetățeni. Și după o lună domnul ministru Ștefan a zis, domne, e jale la PNDL, lucrări fictive. Păi nu le-ați plătit, mă, voi? Nu. Stați un pic, urmează PNDL 3, am aflat azi de la domnul Copaș, de la domnul Iorgu. Era rău când era Dragnea și e foarte bun acum cu liberali. Vă spun, nu mai puțin. Și-au făcut plăți care oricum au făcut să controle, se facă. S-au făcut controle la aproape toate OAT-urile și s-au plătit doar acele facturi care n-aveau niciun fel de dubiu. Dar ați prezentat aceste rapoarte de control, domnule deputat, pentru că era foarte interesant pentru cetățenii României să vadă dacă ați găsit cu adevărat nereguli la desfășurare. Reguli nu poți plăti. Și când se vor regla acele nereguli, vor fi plătite și acelea. Exact cum spuneați. Ce e bun PNDL-ul, dar nu mai e rău. E bun atâta timp cât era rău când erați în opoziție. Că e bun sau că nu e bun, sunt facturi pe care statul român trebuie să le plătească. Cum e asta cu euro la 8 lei căzău? E relevant dacă e bun sau nu e bun. E totuși o declarație foarte riscantă din partea unui membru al unei comisii de buget finanță. Dacă îmi permiteți, să știți, de 30 de ani se fac astfel de manevre la sfârșit de an și v-aș da exemplu, cred că anului 2016-17, când la Sănătate era domnul Bodoc. Erau vreo 5 sau 6 pagini A4 cu execuție bugetară pe anul precedent zero. Atunci când am întrebat și trebuia și discutam despre bugetul anului următor, legea spune că e execuția bugetară a anului trecut, ei indicatorii care îi primești de la instituțiile de specialitate privind creșterea economică, inflația și așa mai departe, îți faci prognoza și este destul de greu ca să majorezi un buget de 0 cu 10, 15, 20%. Și atunci l-am întrebat care este situația și cum se vor achita facturile care n-au fost introduse și atunci mi s-a explicat că de fapt
era un element în baza căruia ne-am încadrat în deficitul de 3% la sfârșitul anului, deci au fost amânate plățile unor lucrări sau a unor achiziții, ceea ce a dus la o situație destul de ciudată și a trebuit să se intervină la rectificare ca să suplimentăm acest lucru. Nu este o noutate. Și nu văd întreaba asta. Întotdeauna sunt facturi neachitate în termen, ieșite din termen și așa mai departe. Problema este alta, unde ceea ce am văzut și azi. Acest optimism exagerat din partea acelor candidați la postul de ministru că pe care i-am adunat. Care așteptau să fie respinși, adică să ne înțelegem. Erau atât de optimiști și... cât singura chestie era hai afară, nu, că nu se poate. Nu, să știți că n-au fost cu toții respinși. Pentru că eu am avut ocazia, i-am audiat pe ministrul apărării și celălalt internelor. Domnilor, cu permisiunea dumneavoastră și mai ales a profesorului Pielanu, către care ne uităm cu un interes maxim, vreau să vedem, vorbim despre cel mai nou sondaj de opinie pentru primăria Bucureștilor. Este un sondaj curs realizat în perioada 23 ianuarie, 6 februarie și vă citesc exact, un eșantion reprezentativ de 1.007 de persoane și marja de eroare de plus minus 3%. Și domnule profesor, datele sunt următoare. Știu că nu vă place să comentați sondajele. Dar eu n-am citit asta. Pe cine ar vota bucureștenii la primărie? Este un top încrederii. Păi altceva. Ne explicați acum, stați domnule, nu vă năpustiți. Puțin tică răbdare. Doamna Gabriela Firea, topul încrederii, da? 40%. Traian Băsescu, 29%. Nicușor Dan, care nu știm în momentul ăsta dacă va candida din partea USR sau ca independent, 26%. Rareș Bogdan, din nou nu știm dacă va candida, 23%. Să vedem și restul candidaților. Vlad Voiculescu, iarăși nu știm dacă va candida, sub ce formă va candida, 22%. Victor Ponta, 19%, și Violeta Alexandru, atenție mare, omul despre care se vorbește că va fi de fapt candidatul PNL, 6%. Și acum, domn profesor, explicați-ne diferența, ne-ați spus așa, domnule, ăsta este, să vedem, ăsta este topul încrederii. Știm cu toții, încredere nu înseamnă intenție de vot, sunt două chestii diferite. Dar totuși, pentru doamna Firea, 40%, ce înseamnă scorul ăsta de încredere? Pentru că mie mi se pare mare pentru un mandat greu de primar. Nu am acces la datele curs. Nu știu dacă doamna Gabriela Firea, cu 40%, este sau nu cea mai bine poziționată, pentru că nu știm care este indicele de creștere. Întrebarea acolo, formularea corectă, în cine au încredere bucureștenii la primărie, pentru că dintre candidații la primărie, nu pe cine ar vota. Sunt ușor diferite, totuși. Dacă, de pildă, doamna Gabriela Firea are 40% favorabilitate și 60% nefavorabilitate, indicele este negativ, adică nu are de unde să crească. Domnul Traian Băsescu are 70% nefavorabilitate, nu are de unde să crească. Dacă domnul Nicușor Dan are... Am înțeles, deci vorbiți despre potențial. Mi-e foarte greu să comentez, cu toată prețuirea față de colegii mei de la curs, care lucrează foarte corect, fiindcă sunt partenerii mei de mari proiecte, însă mi-e foarte greu să comentez o planșă care formulează în felul următor, pe cine ar vota bucureștenii la primărie, și după aceea îmi spuneți că e vorba de încredere. Încredere. Help, că nu mă descurc. Bun. Totuși, uitându-vă la scorurile astea pe încredere. Eu mă uit la scoruri, iertați-mă. Mă uit la scoruri, dar scorurile în sine nu-mi spun nimic dacă nu am toate datele. Adică să văd. Bine, atunci, care este... domn profesor, deci, ce date ceea ce vă pot dumneavoastră? Eu nu am date, eu nu lucrez București. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este că am văzut mai multe cercetări, o în regulă marja de eroare și altceva? Eșantionul, interviul la domiciliul subiecților. Cei care se pricep știu ce întreb eu acum. Da, adică nu, stați, domnule, da? Că nu vă uitați, nu se uită numai specialiști, da. E plin de sociologii în România. Pare credibil în sensul că am văzut mai multe cercetări în care doamna Gabriela Firea are o cotă de încredere de 40% în București. Am văzut alte cercetări în care doamna Firea are 54% încredere la nivel național. Da. Am văzut cercetări în care domnul Nicușor Dan... Este minutul 20, deci, că putem să comentez cam cum se pare jocul. În care domnul Nicușor Dan are 45% încredere, am văzut cercetări în care domnul Nicușor Dan are 26%. Am văzut cercetări în care domnul Rareș Bogdan câștigă primăria capitalei, am văzut cercetări în care doamna Gabriela Firea câștigă capitala. E foarte chinuită, crede-mă. Am o minte foarte chinuită. Păi cum să trăiești numai în extreme? Da, asta e viața mea.
Bun. Ce vreți să comentez aici? Că în mod evident... Sunteți foarte simpatic, dar acum apare Liliana, că vă puneți pe picioarele din apoi, că nu e sondajul Liliana, dumneavoastră. Cu cât ne apropiem de ziua alegerilor, se întâmplă ceea ce eu trăiesc de 30 de ani. Fel și fel de date. Sigur că față de cei de la curs, repet, sunt partenerii mei de mari proiecte, deci mai degrabă cred în ei. Dar nu am toate datele ca să exprim o părere de specialist. Și dumneavoastră aveți clienți, poți pune pe... Eu am văzut formulările pe net, că n-am alte așa, în care se spunea, domne, cine credeți că mai degrabă ar putea să ocupe funcția de primar general? Dat fiind faptul că ai fost primar general. Iată. Și răspunsul e? Iată răspunsul. Deci, atenție cum e formulată întrebarea. Adică, eu compar mere cu pere. Spun pe cine ați votat mâine la primărie și dau o listă de încredere. La dracu. Adică, domnul Chelan spune că întrebările se formulează chiar cam așa. Nu e așa, nu, că nu, doamna Firea... Nu o să vedeți niciodată formulată. Cam așa. Dar vreau să vă spun, hai să prezentăm. Eu știu că vă amuză, domnule Vulceanu, dar totuși Rareș Bogdan 23%. Ne amuză pe toți 23%. Vreau să vă spun că sunt extrem de supărat pe chestiunea asta, pentru că e o meseria mea. Cu cât sunt eu de acuzat? Dar eu niciodată n-am să spun așa. Dacă mâine ar avea loc alegeri pentru funcția de primar la Arad, whatever e domnul Fifor lângă mine, și ar candida Mihai Fifor PSD, după care spun reprezentant PNL, reprezentant USR, reprezentant UDMR. Am înțeles, domnule, ce spuneți, că n-ați face niciodată un astfel de sondaj, corect. Și adică încerc să vă explic. Nici cursul n-ar face niciodată un astfel de sondaj, iar ce vedem pe planșa de care vorbește profesorul Pieleanu este ceea ce probabil că se va și întâmpla la alegeri. Eu vreau să aud de ce zâmbește așa domnul Vulceanu. Domnule, dumneavoastră aveți alte date. Vă spun de ce. Se fac tot felul de sondaje. Domnul Pieleanu, eu îl înțeleg foarte bine. Să știți că eu am trecut printr-o situație, am o întâmplare de la legile locale din 2012, când un candidat din Târgu Jiu de la mine a fost dat într-un sondaj realizat acolo cu 0%. Deci există și astfel de... N-a avut niciun fel de 0%. Opțiune. Bineînțeles că n-a luat omul, a luat aproape 10%. Dar să spui care e cineva 0%. Era mare, 10%. 0. Dar să spui 0 totuși. Ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Că eu, de exemplu, nu m-am uitat niciodată la sondaje, la cifre sau cum sunt ele, cum se prezintă la momentul ăsta. Nu uitați, până la locale mai sunt aproape 5 luni. Până când omul chiar trebuie să voteze la locale. Nu vă îngrijorează Rareș Bogdan. Deloc. Nu m-ați legat acum când trebuie. Dacă Gabriela Firea candidează cu Rareș Bogdan, oricare dintre ei are șansă să câștige primăria generală. Că nu trebuie eu să fac cercetări ca să dau seama de chestia asta. Dacă Gabriela Firea candidează acum cu Rareș Bogdan, îl bate de lusucă și câștigă primăria. Eu nu pot să spun că acum la ora 20 și cât dracu e, 19:30, e ziua, e dimineața. E dimineața la Miami, e adevărat. Da? Deci nu putem să facem din noapte zi și din zi noapte. Repet, prima șansă, conform datelor raționale, normale, sociologice, pentru a ocupa funcția de primar general, o are doamna Gabriela Firea, cu subiect și predicat, vă spun. Dacă dreapta se unește toată, atunci doamna Gabriela Firea va avea o problemă. Dar dacă dreapta nu se unește și vom avea un singur tur, numele viitorului primar, fără sondaj, vi-l spun eu astăzi, Gabriela Vâncea Firea. Avem un singur tur, domnule profesor. Da, avem un singur tur, prin urmare, Gabriela Firea. Ce mai nume doriți mai mult de la mine? Doamna Firea, într-un singur tur, cu dreapta fără mițată. Este, v-am spus că logic. Secretul lui Polișinelu acum. Adică, este mare lucru ce v-am spus. Logic, practic. Bun, să nu ne supărăm, zic... Dar nu mă supăr, dar nu cum să spun. Da, domne, că vine acum, avem un interviu în exclusivitate. A fost... domnul Ciolacu, președintele PSD, a fost astăzi la Bruxelles, a avut discuții cu liderii Uniunii Europene, cărora li s-a plâns de intenția guvernului Orban și a președintelui Iohannis de a modifica legislația electorală înainte de alegeri, fix înainte de alegeri. Mai mult decât atât, Marcel Ciolacu a spus liderilor UE și despre cele 25 de ordonanțe adoptate de guvern într-o singură ședință și încă nepublicate unul dintre ele. Vedem chiar acum un interviu în exclusivitate realizat de colega mea, Larisa Bernaschi, Marcel Ciolacu. Bun găsit tuturor! Suntem la Bruxelles alături de președintele interimar al Partidului Social Democrat, care astăzi a avut o serie de întâlniri importante cu liderii europeni. Eu vreau să vă întreb în primul rând ce v-au spus socialiștii europeni. Am avut o întâlnire cu președintele socialiștilor europeni,
cu domnul președinte Stanișev. Am vorbit situația politică din România, faptul că chiar dacă a existat o alianță de stânga și a mers cu o propunere de premier, cu o majoritate parlamentară, președintele României a refuzat această propunere și nominalizarea noastră. Chiar dacă aș fost, n-a fost un membru de partid, tot același efect a avut. Am văzut și mesajul transmis de cei de la PES, de la care PES, vorbesc inclusiv de acea ordonanță de urgență. Despre ultima ordonanță de urgență dată noaptea de domnul Orban, premierul demis și desemnat în ultima noapte de guvernare. Este un lucru inacceptabil într-o democrație consolidată și deja PES-ul a și luat atitudine. Vă vor susține aici la Bruxelles? Înțelegem că vreți să ajungeți și la Comisia de la Veneția cu această ordonanță de urgență? La fel nu cred că vom ajunge, vom scrie Comisie de la Veneția, dar în primul rând mâine vom scrie și nu singurul lider politic care avem această atitudine față de ordonanță. Mâine, împreună și cu Pro-România, o să semnăm o scrisoare către Avocatul Poporului. Lupta totuși se duce internă, nu neapărat externă. Domnul Franz Timmermans, ați avut și cu dânsul o întâlnire. Știm că a atacat extrem de mult Partidul Social Democrat. Cum a privit acum situația, având în vedere că cei de la PNL, pe care dânsul cumva îi susținea, au dat 25 de ordonanțe de urgență într-o singură ședință de guvern? În primul și în primul rând, cred că a susținut România. Și în introducere am depășit momentul trecutului, am intrat într-o construcție de viitor. Dânsul dorește să fie parte la această construcție a Partidului Social Democrat în România. A avut loc un reset. Domnule, și cu domnul Timmermans, și chiar mă bucur mult că am avut discuții, am vorbit și de bugetul multianual european, ceea ce privește România, și e unul dintre susținătorii noștri. Simțiți o schimbare de atitudine a liderilor europeni față de Partidul Social Democrat? Categoric. Este evident. Este evident. S-au simțit lucrurile și în Parlamentul României și noua abordare a echipei. La urmă am luat acest drum în care Partidul Social Democrat în momentul acesta nu are numai un lider, are o întreagă echipă. Spuneați de Parlamentul României, chiar dacă dumneavoastră ați fost astăzi aici, în Parlamentul României s-au întâmplat câteva lucruri extrem de importante. 4 miniștri ai PNL, propuși de PNL, aceiași practic, au fost audiați astăzi în Parlament și 3 dintre aceștia au primit avize negative în comisiile de specialitate. Inclusiv domnul Câțu, care primise și la prima rundă de audieri în urmă cu 3 luni, tot aviz negativ. Însă, pe lângă dânsul, domnul Vela și domnul Costel Alexe au primit avize negative. De ce? Aceasta este atitudinea parlamentarilor PSD față de acest guvern? Adică așa vor vota și în următoarele zile? Haideți să lămurim lucrurile. Partidul Social Democrat singur nu are o majoritate în Parlament. Înseamnă că este atitudinea mai multor forțe politice față de acești miniștri. Cumva cereți parlamentarilor care au trecut o moțiune de cenzură cu 261 de voturi, cel mai mare scor la o moțiune, să voteze acum aceiași miniștri pe care i-au demis acum o săptămână? Domnule Ciolacu, luni. Eu nu pot să fiu ipocrit când foștii pedeliști au modificat legile în 2011 să se aleagă de la două tururi la un singur tur și acum vin la televizor și spun că, domnule, e bine să avem două tururi care ne convine de data aceasta. Și nu-mi cere să nici eu, nici colegii mei să fim ipocriți. Luni urmează o zi importantă. Luni poate fi o zi decisivă să ieșim din criza politică și să avem un guvern condus de Ludovic Orban. Să amânăm această criză politică prin neprezentare la plenul reunit al celor două camere sau să nu se dea un vot împotrivă, guvernul să pice și practic să facem un pas spre anticipate. Ce credeți că se va întâmpla luni? În primul rând, nu Partidul Social Democrat a desemnat eu vă întreb ca și pe domnul Orban premier și nu e datoria noastră să-l trecem deci, de Parlament. Luni nu-l treceți de Parlament, da? Nu, categoric. PSD-ul nu va vota guvernul Orban. Indiferent că vorbim luni sau o să iau o decizie împreună cu colegii mei miercuri și nu în ultimul rând o să am discuții în continuare cu ceilalți actori politici din Parlamentul României.
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, intervievat la Bruxelles de colegii noștri, Larisa Bernaschi și Andrei Pistol. Domnule ministru Fifor, vă mai ajută cu ceva să vă duceți la Bruxelles, să spuneți ce se întâmplă pe CIP în România, că e imagine foarte bună președintelui acolo. Eu cred că este extrem de important ca și partenerii noștri din Uniune să știe ce se întâmplă în țară. Și asta fără a ne duce neapărat cu pâra, cum zic unii, la Bruxelles. Este important să se știe că ordonanțele pe care guvernul Orban le-a dat în ultima noapte de dragoste... Cum ați zis? Ultima noapte de dragoste, așa? De guvernare? De dragoste. 24 de ordonanțe, deci pe bandă rulantă. Unele dintre ele încalcă legislația europeană și recomandările Comisiei de la Veneția și cred că lucrul acesta trebuie făcut cunoscut la Bruxelles, în Parlamentul European și, de ce nu, la Comisie. Cred că nu poți veni să modifici legislația electorală cu câteva luni înainte de desfășurarea alegerilor și lucrul acesta va fi sancționat în Parlament, practic noi miercuri în plenul Senatului. Vom vota împotriva acestei ordonanțe de urgență. Practic o să respingem această ordonanță de urgență pentru că nu cred că este un lucru corect să schimbi regulile jocului în timpul jocului. Domnule Vâlceanu, cum e să fiți obiectul, ca să zic așa, obiectul reclamației la Bruxelles? Dumneavoastră, care vorba aia, erați niște democrați, domnule. Cum făcea și PNL-ul anul trecut? Aia vreau să zic, dar PSD-ul era o putere abuzivă acum, nu mai aceeași treabă. N-am spus niciodată că s-au dus cu pâra. Ei au grijă să... A zis premierul Ludovic Orban, nu e nevoie să... Pentru că vreau să vă dau următorul exemplu. În 2014, la prezidențiale, a fost schimbată legea electorală pentru alegerile prezidențiale în campanie electorală. Știți la ce se referea? La desfințarea secțiilor speciale alea din gări și la posibilitatea de a se vota oriunde. Și acum PSD merg să reclame același lucru la Bruxelles. Nu e chiar același lucru. Haideți să fim un pic mai aplicați. La prezidențiale e una, la locale e alta. Haideți să fim un pic mai aplicați. Se referă la locale aici. Se referă la alegerile anticipate, la parlamentare. Și la parlamentare. Ordonanța despre care vorbim se referă la parlamentare. Tu votezi la Brașov parlamentarii din Buzău sau din Bacău? Cum faci? Nu, până la urmă, operație, nu, numai puțin. Până la urmă trebuie să țineți cont de faptul că legea prevede că redistribuirea mandatelor sau o etapă de redistribuire se face național. Bun, dar și n-are importanță unde a fost votat. Voturile se strâng în coș la București, se face o normă de reprezentare și în ordinea numărului de voturi rămas intră un parlament. Mi se pare că UDMR, care e colegul noastră de familie europeană, e nemulțumit de această... Pe de altă parte, eu cred că orice... Că PSD înțeleg că sunt dușmanii de clasă... Dacă făceam... Nu știu, trebuie să hotărască. De exemplu, pentru locale, când am intervenit și am vorbit despre viza de flotant, n-a fost bine. Acum că oamenii pot vota oriunde, iarăși nu-i bine. Suntem din nou în direct, domnilor și domnilor, Victor Ponta și Traian Băsescu și continuă meciul care s-a întins pe parcursul multor ani. Ei, chiar aici la România TV, Victor Ponta a spus că speră să nu se mai întâlnească cu Traian Băsescu nici măcar pe lumea cealaltă. Haideți să vedeți și a răspuns Băsescu. Ți-am zis, decât să merg cu domnul Băsescu, mai bine merg cu Viorel și cu Vulpița. Și sunt foarte atent la tot ce înseamnă în România fenomen. E un fenomen. Dumneavoastră lucrați în media, da? E un fenomen, da. Deci nu, eu cu domnul Băsescu și pe lumea cealaltă sper să fim în locuri diferite. Sigur, eu sper să fiu în rai și domnia sa în partea cealaltă. Ca să vedeți, nu degeaba îi spun eu mincinosul mincinoșilor, că el spune că ajunge în rai. Am văzut. Speră să ajungă în rai. Dom'le, nu există un politic care să ajungă în rai. Ăsta spune altă minciună. Ați văzut vreun om politic care să fie Fecioara Maria? Să... Măcar și pentru compromisurile pe care le faci în viața politică și tot n-ai cum să ajungi în rai. Deci toți politicienii ajung în iad. Au locul lor, au paturile rezervate în partea cealaltă. Îți dai un duplex rai contra iad cu în direct Băsescu. Mă rog, aici o să fie dispută care cine unde se află. Domn profesor, astăzi se pare că nimic nu vă place. Domne, dar eu mă uitam la dialogul ăsta, sigur că pare frivol când vezi discuțiile astea. Dar pe cuvântul meu, domnule, dacă n-am ajuns după perioada asta să găsesc mult mai mult sens
în discursurile celor doi decât în ceea ce văd acum, cu tot respectul domnilor că sunteți aici. Dar vorbesc la nivel de lideri politici, de președinți de partid. Dacă Ponta și Băsescu nu au rămas totuși, tot aproape două modele la care să aspirăm cu toții. E opțiunea dumneavoastră. Absolut, acum nu vreau să vă impun, Doamne ferește, da. Remarc faptul că ați spus că doamna Firea va ieși primar. De comunicare te referi, nu de comunicare de politică. Comunicare politică, bineînțeles, că doar nu mai apuc acum să reanalizez activitățile politice. Da, a fost un dialog spumos, așa, și, mă rog, nota actorilor care l-au jucat, dialogul ăsta care l-au pronunțat. Nu vreau să fac comentarii. De ce mă obligați? Nu. Doamne, incredibil! Doamne, sunteți foarte ursuz astăzi, realmente! Cred că în manuscrisele economico-filozofice, ca să vă enervez cu totul, că am citit clasicii marxismului, unul dintre clasicii marxismului spunea, nu mai știu care, e de la vârstă, vorbea de timpul istoric al fiecărui om politic. Știți, ajungi la un vârf, după aceea începi să te duci în jos. Și cine să duci în jos? Actorii ăștia trebuie să înțeleagă din manuscris. Cine, doamne, Victor? Nu știu. Mă rog, Băsescu, l-ați văzut mai devreme. Timpul istoric, vremurile se schimbă. Văd aici, e pe tot netul, Ioana Brandă la Satu Mare. Cine e Ioana Brandă? Cu ministru... Cum? A fost ministru în guvernul ministru PSD. Ministru tineretului și sportului. Deci vezi că nu știi? Deci vorbești de Traian Băsescu, eu îți vorbesc de Ioana Brand. Îți vorbesc de domnișoara de la Brașov. Ioana Brand, lăsați pe cuvânt. Doamna Mara Mareș. Potoliți-vă, ăsta e viitorul. Cum o să fie asta viitorul? Nu mai speriați aceea, că uite, eu sunt cu inima. Cum să fie asta viitorul? Vulpița intră, exact, Vulpița va intra în... Cine e Vulpița? Vulpița va intra în politică. Cine e Vulpița? Nu contează. Irina Rimes și Brâncuș? Irina Rimes și Brâncuș e Brâncuș. Domnul sculptor, domnul sculptor, vă rog foarte mult. Deci mi-e teamă că noi suntem cei de fază. Eu oricum nu am Facebook, nu am... Domn profesor, timpul ăla istoric. Timpul istoric, da. Și eu mi-asum. Eu sunt depășit. Restul că nimeni nu intră în rai. Deci trebuie să vă confirm, să știți. Eu mă bucur că am scăpat de domnul Băsescu în Senat. Că i-a expirat timpul istoric în Senat. Dar trebuie să recunosc că ne manipula cum vrea domnia. Andreea Crățulescu, Andreea Păsara.